Totul complet. Da. Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 40 al 3 din legea 215 pe 2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 43 din 21 aprilie 2017, emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență reiese că sunt prezenți toți și ca atare ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Bine ați venit! Mă bucur să fim împreună vorumul absolut, așa cum a remarcat domnul secretar. Încep același sentiment de bucurie. Sunt încă de bază să suntem împreună. Personal cred în asta. Chiar dacă nu este anunțat o ordine de zi foarte bogată, poate cu mai puțină complexitate, ordinea de zi are importanța ei pentru administrația comune. Și are faza legală în același timp. O facultie înseamnă un nume de evaluare pentru fiecare dată. Poate nu sunt foarte prezente elementele de proiecte pentru perioada mai apropiată sau de termen mai lung. Suntem obligați să respectăm anumite principii în activitate pe care o desfășurăm, inclusiv procedurile. Și una din proceduri spune că trebuie să reamintesc ordinea de zi propusă pentru ședința ordinară de astăzi la Consiliul Local pentru a putea fi acceptată la deliberare de un bun venit și publicul care este foarte numeros. Eu auzit că s-a aruncat Văzugană încă o altă persoană cu ședința de astăzi. Nu este foarte târziu. Mulțumesc pentru prezentă, pentru că m-am putut vedea și doamnei contabile. Ce-a spus de cam în mod simbolic, este acoperire în un alt raportor, dar mai zic că la execuția proprietară este raportul în mod contabil pe zona aceasta a rapoartelor dintre instituția bibliotecii și celălalt care se întâmplă aici. Salut prezentă doamnei Cucașul Biblioteca Comunală. Salut și prezentă televiziune. Revin la ceea ce îmi propusesem. Să reamintesc ordinea de zi pentru ședința de azi. La primul punct avem proiectul de lege privind aprobarea execuției bugetului UAD Bogdănești pentru 1.2017, inițiator subsemnat. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actului național numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeului solidului de Bacău, inițiator subsemnat. Punctul al treilea, fac un pic, vă propune prezentarea raportului privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală Bogdănești de Bacău în anul 2016. Deci, de domnul Apucat Sălina, Biblioteca. Punctul al patrulea este cel obișnuit de venit cu cuvânt. Solicitări adresate Consiliul Local Bogdănești. Dacă mai sunt alte propuneri, atât după cum spuneam, fundamentate conform legislației în vigoare. Înțeleg că nu mai sunt.
să pun la vot ordine de viabilitate, cine este pentru? La ce vede, se constată acceptul dumneavoastră unanim. Mulțumesc. Urmează să reamintim cum au fost stabilim președinte în președință pentru astăzi. Colegul fost continuă președinția domnul Bălcu. Îl felicit pentru dubla calitate, președinția Senatului de Azi, președinția Comisiei Economice. Doamne și domnule consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și înaintea trecem la ordinea de zi, pun în preaprobare și verbal de ședința anterioară. Da, vă sunt membri consiliului, dar sunt complete de imaginea procesului verbal încălzit în data de 9 martie 2017. Acum nu sunt până la procesul verbal încheiat de ședința ordinară de 1 martie. Cine este pentru? Dar îmi mulțumesc în unanimitate procesul verbal la ședință din punctul la partea acesta. Mulțumesc, copii. Da, este ordinea de zi. A punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Matei Bogdănești pe trimestrul 1-2017, inițiator primar. Dă cuvântul domnului primar. Da, mulțumesc. Spuneam că este o obligație legală acest proiect de hotărâre, pentru faptul că are o determinare legală, am amintit aici de finanțelor publice locale, completată, modificată, dacă vreți, printr-un act tradițional, o ordonanță de urgență a guvernului. Există o mențiune precisă care obligă pe toate, în primul rând, ordonatorul principal de credite, să evidențieze situația execuției bugetare în ședință publică. Sau să pună deliberări Consiliului Local în cadrul de față, pentru a putea fi analizată și ameliorată, dacă este cazul, sau în anumite situații, tot în temeiul legii, să se exprime dezacord cu proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat, conform obligațiilor legale pe care le amintim. Am reflectat pe rândul care de fiecare dată la materialul pe care îl propun și deliberativului și îl prezint în ședință publică, așa cum prevede legea. Și am ajuns la două concluzii importante care pot defini această dezbatere. Dacă vreți, sunt două coordonate axiologice, cum pot fi numite. În primul rând, de fiecare dată aduceam în discuție, poate uneori justificat, mai mult sau mai puțin, mai multe lucrurile pot avea încărcătură subiectivă din partea procuratorului, în mod direct. Am subliniat și am ocazia ca să revin asupra unei caracteristici a execuției bugetare pentru perioada amintită, primul trimestru. E vorba de o situație contextuală mai deosebită, am ajuns până la limite. Dacă vă gândiți, noi am adoptat bugetul pe la sfârșitul lunii martie. După cât de imanitet, sau am discutat și cu raportorul care a prezentat situația în cifre, situația în procente, dacă vreți mai concret, și principalele caracteristici ale execuției bugetare. În momentul vă dați seama, acest context care a plecat de la determinat
seminare națională, dacă putea tuturor, a fost adoptat undeva, cred că, de la sfârșitul februarie, de sfârșitul martie, asta nu mai are importanță. La un moment dat s-au uitat niște prerogative legale, așteaptă în dezbatere după aia pe la entitățile administrative, cred că 3 săptămâni, dacă nu mai mult, modificat în raport cu legea care spune că bugetul țării ar trebui adoptat undeva pe luna noiembrie, a fost și contextul alegerilor parlamentare, după mine, nejustificat să ajung la această situație, în sfârșit. Pentru că, pe fenomenul de cauzalitate, în mod firesc, ați văzut la secțiunea de dezvoltare, aparent cu 0 cheltuieli. Secțiunea de dezvoltare, care este foarte importantă, după părerea mea. Asta înseamnă infrastructură. Bine, l-am făcut plăci. L-am făcut plăci în luna aprilie. Deja luna aprilie înseamnă luna 4-a. A făcut plăci pe secțiunea de dezvoltare. Nu puteam face plăci înainte de adoptarea bugetului. Pe secțiunea de funcționare, de exemplu, aici am făcut plăci pentru că există o situație legală care spune că avem voie să facem plăți pe secțiunea de funcționare în limita sau în cota de 1 pe 12 din bugetul anterior. Nu poți funcționa dacă nu faci plăți la un moment dat în furnizor. Sunt niște obligații contractuale. Deja am intrat pe partea de cheltuieli. Am încercat ca să explic. Nu trebuie măcar am făcut aceasta din perspectiva de a găsi justificări. Justificările, dacă vreți, sunt obiective, nu au ținut de voință de comportamentul administrației locale. Asta spuneam că a fost o trăsătură de context, dacă vreți, în care a evoluat execuția bugetară în primul trimestru. Apoi, o altă trăsătură este alinierea la parametrii din anii anteriori în ceea ce privește realizarea veniturilor. Că pe partea de venituri stăm bine, în jur de 99-93 la veniturile proprii, la veniturile care vin din alte zone decât colectarea impozitelor și taxelor. În mod firesc, asta se explică, mă rog, și prin comportamentul normal, dacă vreți fericit, dacă vreți interesat a contribuabilor, care au beneficiat și de bonificația aceea de 5%, cât am considerat noi că putem să facilităm plata impozitului, dacă vreți să cointeresăm contribuabil pentru plata impozitului și taxelor locale. Și trendul, din punct de vedere financiar, este acela de a evolua între aceste procente aproape de 100% în primul trimestru și undeva în jur de 80-90% în trimestrul 4, dacă vă mai amintiți. Din punctul ăsta de vedere și, mă rog, cu rezerva a ceea ce am spus, a celălalt aspect că am avut buget mai târziu decât ar fi fost normal. Concluzia finală ar fi că suntem în parametrii tradiționali și într-un trend de evoluție care confirmă
să spunem, o evoluție normală a bugetului, atât pe linia realizării veniturilor, cu excepția cheltuielilor care să sperăm că vor fi ameliorate. Aici ar mai face o adăugire în ceea ce privește realizarea cheltuielilor mai ales pe secțiunea de dezvoltare, pentru că noi avem proiecte aprobate, avem niște credite aprobate pentru investițiile în continuare, pentru investițiile noi, pentru capitolul care se numește alte cheltuieli de investiții. Este și perioada când se lucrează în zona achizițiilor publice. Ca să înceapă o investiție, trebuie să respecti legislația privind atribuirea lucrărilor, serviciilor, tot așa mai departe, ca să ajung la încheierea unui contract între beneficiar și cel care realizează investiția. Acum lucrăm, și aici mulțumesc încă o dată, chiar dacă nu este prezent, doamna Alina Istinca, care este și singură la acest domeniu al achiziției publice. Suntem în fază de finalizare a unui contract anunțat de la dumneavoastră. Rămâne să încheiem contractul pentru asfaltarea drumurilor. Din proximitate avem aici de la poliție și începutul ăsta de slăbovii, cum se numește, și parțial la Tălpou. Deci, probabil, atunci, până la una din președintele zonului, consider Nastasiu. Va trebui să reluăm procedura, de exemplu, pentru drumul de pe Rogoz, unde n-a venit nimeni în cadrul bugetului pe care l-am lucrat de azi. Să sperăm că o să găsim. Până la urmă, ca să putem executa lucrarea în dispozitiv. Probabil să vom face plăți pe secțiunea de dezvoltare, nu foarte târziu, sau care luat, de fapt, continuă lucrările la asfaltarea drumului de lucrare. Așa numită acțiunea lui, care ține de rigoare. Până la doamna Cumpărbără, sper să nu surprindă mai ales cu autoturism în gospodăția personală, pentru care va plăti impozita în maniera nouă. Practic, în ceea ce privește abordarea acestei problematici de execuția bugetului de către echipa de colaboratori din primărie, este în limite normale și este un trend pozitiv. Deocamdată mă opresc aici cu prima intervenție. Dacă doamna contabilă Răsăuțeanu are ceva de adăugat, poate are ceva de adăugat la întrebările dumneavoastră. Cu ajutorul ei, dacă este nevoie, sper să fac acest lucru, să vă pot să răspundem în mod firesc. Suntem la un moment important, a spune la fel de serios ca la fiecare petiția Consiliul Local. Vă sugerez așa, având și asistență din public, dacă doamna are întrebare legată de bugetul, cea mai mare pentru pentru se spune dacă un singur cetățean participă la o ședință publică, trebuie tratat ca atare. De atât, mulțumesc. Să știți documentația. Da? Nu, așa de urmă, da? Comisar nr. 1, data aveți favorat acest proiect. Vă mulțumesc. Sunt aprobat. Deci, mai discuții pe acest proiect? Dacă nu sunt discuții, sunt aprobat. Cine este pentru? Ține, împotrivă, acest proiect s-a votat. Deci, la punctul 2.
Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de inginer a deșeurilor exploriei în Gărtul Bacău. Inițiator, primar. Da, cu cuvântul domnului primar. Aș porni de la titulatorul acestui proiect de hotărâre, care incumbă niște semnificații speciale de acord la situație precum managementul deșeurilor, solidarul de debatul, sau colectarea deșeurilor, dacă vreți, înțelesul mai simplu al tuturor. Mă gândesc la cei care sunt mai puțin familiarizați cu această problematică. Aș face referire și la semnificația în prima parte a titulatorului proiect, act adițional și numărul 2. Vă dați seama, înseamnă că sunt niște probleme. Într-un contract, într-un document, în afară adiționale, bine e, fără a avea de preconcepte, înseamnă că lucrurile sunt în evoluție când apară adițional. Adițional pot să apară la modul fericit. Pot să stăsuieze și o situație mai puțin fericită. Că în cazul de față, nu suntem la prima variantă. Înseamnă că sunt niște probleme la acest sistem integrat de management al deșeurilor solide în Republica Bacovei. Este o problemă foarte importantă. Din mai multe perspective, dacă vreți, pentru noi. Din o dată, să găsim soluții, și normal ca să deliberăm, pentru că această activitate foarte importantă pentru orice unitate administrativă să se desfășoare conform așteptărilor beneficiarilor, beneficiarii fiind oamenii din comunitate, inclusiv noi. Este o problemă foarte sensibilă. La nivel global, la nivel mondial, gestionarea deșeurilor, ca și consecință directă a societății de consum, nu este ușoară. Este o industrie în același timp. Presupune locuri de muncă, presupune interese financiare, presupune existența grupurilor de interese, presupun și lucruri anormale. Nu vreau să mai revolt aceste lucruri. Eu nu cred că e momentul și locul ca să profităm la o demotivare sau la conturarea unei imagini neconforme cu realitatea, dar în același timp pentru o corectă deliberare, pentru o corectă prezentare procedență publică, administrație locală, trebuie să nu o colim adevărul. Deși de această conduită, atunci și deliberarea noastră poate să creeze consecințe neface, inclusiv cu colectarea deșeurilor în comunitate. Sunt probleme cu ADIS-ul. ADIS-ul este o entitate necesară, nu spun un rău necesar. Este o entitate necesară. Din păcate, aici se vedeți că nu se pară limitele ADIS-ului. Ce ne pune la îndoială ADIS-ul, și am văzut comentarii de genul ăsta, inclusiv are o corespondență cu administrația locală, mai puțin directă, ce returnată cu prefectura, cu moșterea, prefectura trimisă aici. Asta vădește niște lucruri pe care nu trebuie să le uităm. În părerea mea, am bună credință că dumneavoastră 100%. Ce explica la un de ce? Pentru că așa este normal. Și pentru că nu sunt mai tot competitor politic, nu rămâne decât să fac datoria ca și
administratorul al comunității a dat-o de renovare. Nu se reușește niciodată singuri, în continuare se reușim împreună. Sunt și mai degajat în ceea ce privește a spune lucrurile pe noi. Noi nu avem cultură asociativă. Este, știu, un standard de mutată a existenței într-o comunitate și nu numai într-o entitate mult superioară, dacă vrei. Ține de experiența culturală, de civilizația unui popor la un moment dat, a unei țări întregi. Altă experiență asociativă am constatat și dumneavoastră cunoaște de rău, în mass media, în Franța, în Germania, pe care le fac de interșinibii de noastră, față de germani, în ceea ce privește salariile mai ales. Productivitatea muncii sau cu muncă, aici mai poate discuta. Spuneam-vă, ADIS-ul, ca formă asociativă de rezolvare a managementului solide, înseamnă foarte mult, are și foarte multe realizări, are multe lucruri bune, multe aspecte pozitive, sunt, din păcate, sunt destul de evidente și lucruri care nu merg. Care nu merg, nu neapărat că nu ar exista discernământ. Probabil că la noi, dintr-o perspectivă a întregului, a sistemului românesc, la noi, produce consecință un anumit comportament din păcate. Grupurile de interese merg până acolo. Este normal să existe grupuri de interese într-o societate normală, mai ales în timpul noastră, dar din păcate merg până a bloca, după părerea mea, corectă funcționarea acestei asociații. Discutam cu cineva dintre dumneavoastră. La un moment dat, știți că a fost un care aveți mandat de parcurs mai multe. La un moment dat, noi am aprobat caietul de sarcini pentru implementarea documentului, a fost solicitat și în altă parte. În mod firesc, se pare că așa cum se întâmplă la licitație, mai mult participanți care înseamnă și mai multe grupuri de interes. Se pare că poate chiar de membri adic. Acum, la vedeare și chiar au fost medici, blochează funcționarea normală a adicului. Sperăm dacă vom presi la remontar, care este operatorul pentru SICAR, să revine cel care a pierdut și așa mai departe. Acum, dumneavoastră ați avut niște documente ieri la acest proiect de hotărâre. Ați văzut care sunt restanțele la baza cartelor de colectare. Este foarte spăimântătoare. Dacă reținem exact 10 miliarde, deci 12 miliarde, numai la colectarea taxei. Și nu întâmplător a apărut la administrațiile locale, evident membre al ADIC-ului, a apărut câte un exemplar din notificarea pentru rezilierea contractului. Ați mai văzut și datorii care există la plata cotizației, de care depinde funcționarea conducere executive adică. Profit de faptul că, într-adevăr, se televizează această ședință și rog chiar concetățenii din Bogdănești. În primul rând vreau să le mulțumesc celor care, în numele dumneavoastră, care sunteți aici componența administrației sau
reprezentanții administrativi locale. Vreau să le mulțumesc celor care au plătit taxa pentru exerciții bugetare anterior și să-i rog la, în numele dumneavoastră, la modul serios, să-și plătească taxa și pentru exercițiul bugetar 2017, să plătească și restante. Altfel riscăm ca să nu mai funcționeze, să nu mai fie colectat gunoiul. Vedeți că de la început să se încălzească după șocul termic pe care l-am suportat. Că sezonul caldul va veni. Am reușit să colectăm mai puțin de jumătate până la discutam de analiza de bugetară. Din la jumătate nu suntem în ceea ce ar trebui să plătească în contul anului 2017, pentru că aici intră și restantele. Eu îmi fac datoria ca ordonator de credit alături de colaborator, alături de consilieri și nu rămâne decât să previn, dar și speranța că, într-adevăr, reacția locuitorilor din Bogdănești va fi la fel de onorabilă ca și anul trecut, când am reușit să le achităm taxa. Nu avem datorii, suntem pe zero. Dar aici trebuie să luăm în considerație și o sponsorizare de la Asociația din Jean-Louis, din care anul ăsta nu mai beneficiem. Se observă un trend pozitiv, totuși, faptul că oamenii au venit și o parte din ei și-au achitat. Sunt conștienți de importanța acestei componente a administrației publice. Sunt conștienți, cel puțin în teorie, de importanță să lăsăm tuturor, în primul rând, dar măcar pentru prezent și mai ales pentru viitor, pentru copii, totuși, un mediu curat, alături de niște drumuri mai bune, depinde de noi toți. Este foarte important. Revin acum la subiectul propriu-zis al proiectului de hotărâre. Acest proiect de hotărâre are legătură cu altele adoptate, cel puțin de la sfârșitul anului trecut și începutul anului curent. Ca și componente principale, desfășurarea acestui proiect la nivel județean înseamnă colectarea deșeurilor solide. Aici încă mai sunt probleme. Apoi înseamnă sortarea, înseamnă transportul la ceea ce înseamnă locurile destinate, sau dacă vreți, celebrele celule 1, 2, 3 și viitoarele, pentru a fi neutralizate. Asta înseamnă circuitul corect în mare explicat. Din păcate, și aici sunt componente care nu funcționează. Pentru că această activitate trebuie să desfășoare în mod selectiv, conform legii salubrizării trebuie colectate și neutralizate cel puțin 4 componente, dacă vă mai amintiți. Sau, dacă nu 4 componente, măcar 2 dintre ele, pe principiul deșeuri solide, deșeuri de închire și așa mai departe. La noi nu funcționează, de exemplu, colectarea selectivă. De-aia, domnul Grigore, pe care nu-l invidiez, mă bucur că supraviețuiește, pentru că mai avem nevoie de el, are greutăți. Lumea pe bună dreptate ar merita și ar trebui să aibă posibilitatea colectării și depozitării în niște containere a celor 4 fracțiuni pe care le amenteam. Rostie, cu metal, cu sticlă și așa mai departe. Și cam așa i s-a explicat. Am participat personal la distribuirea pompelelor.
recupere de, pe care le are lumea la ora actuală, fri clar, deșeuri menajere, numai atât, celelalte componente suntem în dificultate. Colectarea asta selectivă ar trebui să ajungă, dacă vă mai amintiți, până la stația de sortare de la ONS. Aici lucrurile sunt blocate și explicate în materialul anexe pe care l-ați avut. Dar lumea are nevoie de explicații, că s-a blocat, s-a ajuns pe la Malta, acolo medicație și așa departe. Lumea, de bună dreptate, are nevoie de un serviciu de utilitate publică corespunzător, mai ales că în momentul când îi cei bani, contravaloarea serviciului, celebra tax, este îndreptățită să primească și un serviciu adecvat, adică un serviciu corect. Aici sunt probleme cu adesea. Acum eu am propus în proiectul de hotărâre, este o propunere mai veche, mă repet, pentru că sunt nevoie de așa. Se reprezintă comunitatea la activitățile de deliberare pentru adică domnul Grigore, din două motive. În fel de informații. În primul rând răspunde direct, în al doilea rând are mașina. Asta e chestiune subiectivă. Poate să mă înjure pe chestia asta, este îndreptățit. Sper să fac în gând, și nu mă întrebar. Solicitarea mea este să-l votați. De ce? Pentru că atâta timp cât celula întâi este aproape plină, trebuie ca deșeurile să ajungă la celula 2 care nu și-are rezolvate problemele de management. Adică nu s-a stabilit un operator. Asta este blocat și așa mai departe. Noi am învățat, dacă vă mai amintim, că suntem de acord ca până când se va realiza acest bypass în sistemul de sănătate, metaforic vorbim și se potrivește, care este vorba de sănătate, să se ocupe Consiliul Județean, dacă vă mai numim de treaba. Deci, poate cu o chestiune directă. În cadrul gestiunii directe, trebuie desemnat totuși un operator pentru celula 2 și în același timp trebuie aduși într-o situație de similitudine toate OAT-urile, pentru că mai sunt cele 22 de OAT-uri de zona IFA din jurul Bacnaului. Ele sunt cele care au gravitat în jurul unui operator perdant la desemnarea operatorului pentru întreg județ. E vorba de Moinești și Sateliți. O discuție pe care am avut-o cu domnul Bogdan Sete, directorul de la ADE, legat și de o altă problemă pe care va trebui să o susținem în adunarea generală a zonalelor. Cea legată, dacă v-ați citat în documentele pe care le-ați avut la ședința pe comisie, legată de niște contracte necesare pentru a debloca situația privind documentația necesară la celula 2, care trebuie actualizată. La un moment dat, sunt două aspecte care sunt într-o situație de poziție contradictorie. De altă parte, sunt datorii la plata cotizației de vreo 7 miliarde. Și în același timp, conducerea executivă solicită votul OAT-urilor pentru niște contracte necesare la reactualizarea documentației, caietul de sarcini, studii de impact, cantitățile în care vor trebui estimate
ce se încapă la celula 2 și așa mai departe. Prima mea reacție a fost să spun, dar cum pot să încheie un contract? Ce se menționează în propunerea, dacă vă atitați pe documentele anexe. Că dacă nu o să reușească adică să plătească contractul ăsta din veniturile și așa diminuate cu vreo 7.000 de ani anul ăsta, să plătească din bugetul anului următor. Există și un principiu al legislației care nu dă voie să încheie un contract fără să ai bani. Procedăm la primărie, probabil că la adicție, mă rog, fiind un ONG, lucrurile sunt mai permisibile. Am avut chiar o discuție cu directorul Bogdan Cezăr, dar cum puneți problema asta? Eu apar ca inițiator și prima dată trebuie să înțeleg eu de ce se întâmplă lucrurile astea și după aia, înainte de a solicita votul consilierilor, în cunoștință de cauză. Și, într-adevăr, am înțeles că documentația e depășită. A existat o documentație inițială la Primăria Bacău, fiind vis-a-vis din punct de vedere politic, mă rog, cel puțin asta e explicația oficială. I-a stat discret acolo în concertare, acum a fost găsită, dar trebuie reactualizată. În valoare asta trebuie să înțelegem. În condițiile astea, normal e să fim de acord inclusiv cu asemenea solicitări. Vedeți? Am încercat să spun, poate am debăcat un pic cam mult, dar am încercat ca să vă prezint o situație care să vă permită un vot în cunoștință de cauză. La așa se... Nu e bine nici să aveți încredere 100% în mine, eu însă pot fi subiectiv, să pot emite de judecăți fără acoperire la un moment dat. În același timp, și eu vreau să am conștiință, păcate că v-am oferit informațiile necesare pentru o deliberare și pentru un vot în cunoștință de cauză. Acum am să dau citire proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău. La primul articol propun aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău, prevăzută amenda care face parte integrantă mulțumesc celor care ați avut răbdarea descifrați amenea, realmente a fost un efort. Articul al doilea, împuternicirea domnului Grigore Gheorghe, viceprimarul domnului Bogdănesc, să semneze actul adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău. Al treilea este cel obișnuit, cunoscut deja de dumneavoastră. După aprobarea, hotărârea să fie comunicată de către secretarul Comunei Domnului Vasile, viceprimarul domnului Bogdanel, Consiliul de Țean Bacău, unitatea de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritatea Bacău, instituție prefectă de Bacău, să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Atât deocamdată. Domnule președinte, pot să răspund, pot să continui cu toată bunăvoința la întrebări. Da. Domnule consilier, Comisia numărul 3, ședința de ieri, Comisia a autorizat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Deci, domnule primar, domnule și domnule consilier, stimați invitați, sunt eu din activitatea pe comisie, am studiat acest proiect de hotărâre și am constatat că obiectivul acestui proiect este de a dezvolta un sistem durabil de gestionare al deșeurilor, cu reducerea impactului asupra mediului.
Și după cum spunea și domnul primar, măsurile prevăd colectare, transport, tratare, depozitarea deșeurilor, dar mai ales conștientizarea populației în vederea reducerii deșeurilor. Zic eu că trebuie și noi să ne punem de acord cu politicile și practicile europene. Pot spune că la nivel național au luat ființă o serie de asociații non-guvernamentale, asociații non-profit. Vă pot eu da exemplu de una, se numește Ecostuf România, care ne-a propus un proiect ce se intitulează Școala Zero Waste, adică Școala Zero Deșeuri. Nu vă pot spune că este ușor, încercăm și noi să venim cu cât mai multe activități, să facem pe elevi să conștientizeze că este important să păstrăm mediul sănătos, ca să avem o viață sănătoasă. Este un concurs de educație ecologică și consider eu că să mă apropii de ceea ce spunea domnul primar, dar să fiu și totul de acord cu părerea dumneavoastră, consider că merită votat acest proiect de hotărâre, pentru că avem nevoie de un mediu curat, avem nevoie să-i responsabilizăm atât pe cetățeni cât și pe elevi că trebuie să păstrăm mediul curat pentru a fi, pentru a avea o viață sănătoasă. Mulțumesc! Aici trebuie scoze un pic, dar tot în ideea de a obține beneficiu maxim pentru această dezbatere, când mai aveți ședința cu părinte, și cred că bine să profităm, noi vin cu domnul Grigore, nu știu dacă mai decădăm cu bucăia la factorul, cum am mai făcut, ca să mai vorbim cu părinții, să trebuie cu toții părinții. Așa, dar ne pot ajuta, fără îndoială, pentru că părinții sunt mai sensibili. Eu am cer scut de așa, de obicei, bătrânii sunt mai conservatori și prietenii, de obicei, inclusiv rudele noastre, care am reproșat, inclusiv ei, sunt totul cu noi. Știu că ați fost fiecare dată bine. Ne reproșează că n-au primit pupele. Și când domnul Grigore s-a dus cu pupelele la ei, au zis că nu primește. Dar mai departe. Este, cum se spune, nu este un meci al nostru, în ghilimele, al meu sau cu Grigore, sau al dumneavoastră cu oameni din comunitate, nu are importanță să câștigăm cu meciul ăsta. Meciul ăsta trebuie câștigat de copii, de generația următoare, care au dreptul la un mediu, la un mediu curat, pentru că lucrurile au evoluat pozitiv pe standarde, și destul de grav în ceea ce privește pe standardul de mediu. Mi-amintesc cazuri concrete, așa că ne-au apărut primele recipiente de plastic. Nu vreau să fac publicitate la o anumită băutură. Am auzit din cazuri când oamenii mergeau la muncă, în Iorga sau la Udă, în altă parte, și-au pierdut bidoanele și s-au întors 2 km să se recupereze bidonul respectiv. Era prin anul 90-91. Acum urcă pe același drum și pe toate drumurile, păi banica personală am văzut, domnul Grigore, la el e cel mai curat în parte care nu este prin răi. Pot spune că am curățat aia, să vedem în prezi. La cuciură am găsit. Inclusiv ăla, acum nu se mai întorc să le recuperez. Acum le aruncă în tufe, în ceantă, în băraie, pe manciu, că am văzut peste tot. Fenomenul s-a mai detenuat, într-adevăr, de când se colectează sistematic. Avem și containerele, atunci nu aveam, odată cu bogăția din plastic, au apărut și containeri care fac treabă bună. Deci, rugămintea, încă o dată, și sper că și prin interviul televiziunii, noi încercăm, în limita posibilităților, să ne facem datoria. O să reușim numai împreună, vă dați seama că cum la Bogotești nu este nici la primar, nici la Consiliul Local, este al copiilor. Atât, mulțumesc. Hai să ne discutăm. Domnul Mastia Pușcaș. Domnul primar, vă mulțumesc pentru efortul de fost în acest material.
Ion. Doamnelor și domnilor, acest fel de hotărâre privește actualitatea și viitorul comunității. Dacă nu știm să gestionăm acum acest eveniment, îl scăpăm de control. Nu știu dacă dintre dumneavoastră își mai aduc aminte, eu am trecut am fost problemă. Și într-o informare despre într-o ședință am spus, într-o comună de județul Bacău, erau mașini de salubritate parcate. Și urmările mai mari de timp. Să ne ferească Dumnezeu să ajunge și în acest sistem. Trebuie să încurajăm, să susținem acest proiect. Că dacă nu rămânem îngropați în gunoaie. Cine nu gândește acum, va pierde mâine. Vă mulțumesc pentru atenție. Făcând acum noi, eu vă rog în primul rând să vă determinați cu direcția să plătească cartea. Și din cursul drumul a fost ulterior. Viitorul primar va fi cel care va reuși și care depune un efort în domeniul. Lumea, mai ales cetățenii, vine mult de implicarea. Și nu unii cântau la rodul mandatele de perioare, că nu o să reușim cu acele condamne pentru corectarea peturilor și așa mai departe. Poate mai cântau pe seama noastră când am întâmplat la ședințe cu fost, cu părinții, cu Bela, cu Igori și așa mai departe, dar să știți că în mintea alegătorilor, în memoria alegătorului, contează orice să vă mintem poate când demigrat cu viceprimarul, primarul și așa mai departe, asta nu anunți votul, deci peste 3 ani și așa mai departe, că nu o să scăpați de eveniment. Încercați să fiți în ordine cu propria conștiință. Asta încerc și eu, poate nu reușesc, nu reușesc. Dar încercați să nu ne amanetăm viitorul. Cine o să vină să administreze comunitatea, acolo unde lucrurile nu vor merge. Adesea ne ducem în continuare la un nivel de funcționare și de atingerea standardelor care să încurajeze de toate parte. Poate sunt despre inconștiente, dar nu pot să la televizor, la administrația publică. Asta este. Mulțumesc de răbdare. Vedeți, eu încerc să fac datoria până la capăt. N-am calitat de actor. Ceea ce spus, mă din conduite. Tot pe apă mulțumesc. La punctul 3. Prezentarea raportului privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală București, atât acum, anul 2016, prezintă doamna Pușcaș Florina. Dă cuvântul doamnei Pușcaș. Domnilor și domnilor, domnule primar, stimați invitați. Desfășurată la Pușcaș Florina, Biblioteca Comunală București, instituție cu vorba de Consiliul Local București, la Biblioteca funcționează în casa comunei, este funcționată folosită la 2009, cu atât un fond mic de 4.780 de cărți. Pe parcursul anilor și până în prezent, fondul de cărți al bibliotecii s-a mărit, acum fiind de 5.767 de volume. Completarea acestui fond de cărți a fost posibil datorită sumelor alocate din bugetul local și din donațiile pe care le-am primit în toți acești ani de la diferiți scriitori, de la Biblioteca Județeană și de la câteva persoane care au trecut pragul acestei instituții și au fost încercate ceea ce au văzut aici. Un exemplu de donații din anul 2016 ar fi 100 de bucăți de la familia Croitoru, 24 de bucăți de la scriitorul Cornel Galben din Bacău și 54 de bucăți de la maestru Popescu din Onești, colaborator al primăriei Bocănești.
de aceste cărți se află inclusiv la raft, stabilate, numerotate și înscrise în registrul de inventar, până unde publicul poate găsi ceea ce îl interesează. În anul 2016 au fost achiziționate 332 de cărți de la diferite editori din țară, pentru care s-a plătit suma de 4.080,67 lei, iar 178 de cărți provin din donații, deci pe întreg anul au fost 510 bucăți adăugate la fondul de carte. În fiecare an, când fac comenzi pentru cărți, țin seama de solicitările cititorilor, de lipsurile din anumite domenii care nu există în bibliotecă și de noi apariții și cărți importante ce reprezintă interes pentru public. La Biblioteca Comunală Muntenești, până în anul 2015, au fost înscriși 190 utilizatori, iar în 2016 numărul lor a crescut cu 15 noi înscriși, ajungându-se la sfârșitul anului la numărul de 205 utilizatori. Pe parcursul anului s-au împrumutat la domiciliu și consultat în bibliotecă un număr de 637 cărți din diferite domenii. Cele mai multe solicitări au fost din domeniul literatură română, literatură pentru copii, literatură universală și mai puțin din celelalte domenii, cum ar fi istorie, geografie, tehnică și medicină. Au fost solicitate, imprimate și copiate pe hârtie documente în număr de 1000 de pagini, folosite de elevii școlii din gimnazia de Bocănești, precum și de elevii din comună care sunt la liceul Municipionești. Au fost înregistrate 1363 de vizite la bibliotecă și internet, au fost organizate 12 expoziții lunare de carte în bibliotecă, cu câte 3 până la 6 aniversați, cu referate ale autorilor respectiv, deci în total 100 de referate. De asemenea, la club, în fiecare duminică, la tenis și șah, au fost prezenți un număr de 400 de persoane, copii și adulți. În anul de referință, Biblioteca Comunală Bogănești și Școala Gimnazială Bogănești a continuat proiectul educațional propus în 2015, intitulat Cartea Comoară pentru Suflet. Scopul acestui proiect a fost și de a stimula interesul pentru lectură individuală și colectivă, apropierea elevilor de vârstă școlară de carte și cuvântul scris, cunoașterea instituțiilor care se ocupă de distribuirea și păstrarea cărților, precum și de cunoașterea valorilor culturale și de patrimoniul din comun. În baza acestui proiect s-au desfășurat o serie de activități și evenimente culturale petrecute atât la Biblioteca Comunală, Școala Gimnazială și pe scena Comunului Cultural. Am fost onorată să primez vizita la Bibliotecă și Muzeul Cadrelor Didactice și a elevilor Școlii Bocănești, de câte ori a fost nevoie, dar și a altor invitați care au trecut pragul acestei instituții. În timpul anului au avut loc câteva activități mai importante, dintre care aș menționa, în primul rând, împlinirea 120 de ani de la înființarea Bibliotecii Comunale Bocănești, eveniment sărbătorirea bibliotecă în prezența elevilor, a cadrelor didactice de la Școala Bocănești și a colegilor din Primăria Bocănești. Am sărbătorit acest eveniment pe 29 aprilie 2016, și aici am dat câteva date despre înființarea bibliotecii, fiindcă această bibliotecă a fost înființată în ianuarie 1896, cu banii strânși la un bal organizat pe atunci de cei doi învățători ai satului, Vasiliu și Matei. Cu acei bani, atunci s-au cumpărat cărți și reviste și astfel a luat ființă Biblioteca Populară Bocănești. Ne mândrim cu aceasta pentru că Biblioteca Comunală Bocănești este prima bibliotecă din țară înființată la sat, așa cum ne arată documentele de arhivă. A fost prezentat un material intitulat Simplu elogiu al cărții și a fost omagiat poetul Mihai Eminescu. Am organizat un concurs cu întrebări despre viața și opera autorului, în care elevii au răspuns la aceste întrebări, au recitat poezii și au cântat versurile poetului. Alte activități mai importante au fost Sărbătorirea Unirii, 157 de ani de la Unire, material ce a fost prezentat la Școala Bocănești împreună cu elevii și cadrele didactice. 200 de ani de la nașterea poetului Andrei Mureșanu, cel ce a scris versurile Imnul Național de Șteaptă Române, 150 de ani de la nașterea poetului George Bărdu, 135 de ani de la nașterea poetului George Vacovia. Aici n-am specificat toate, am dat câteva exemple. 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, 135 de ani de la nașterea lui George Enescu, 135 de ani de la nașterea lui Octavian Goga, 130 de ani la nașterea lui George Topărceanu. Elevii școlii din comună, cât și alți copii care învață la școlile din Onești, dar locuiesc pe raza comunii, au solicitat referate și anumite date despre acești autori, au fost solicitate referate pentru toate materiile și din toate domeniile necesare elevilor la școală pentru portofoliu. Pentru portofoliu, deci total, cum a specificat mai sus, 1000 de pagini.
Acest serviciu de bibliotecă este benefic pentru utilizatori, deoarece mulți dintre ei nu au calculator și imprimantă acasă, iar prezența lor la bibliotecă reprezintă o vizită în plus și un punct de atracție către carte. La toate aceste activități am participat atât la organizarea și desfășurarea lor, precum și la curățenia și asigurarea spațiilor corespunzătoare a acestor. De asemenea, am amenajat și acum la dispoziție sala Cămilului pentru ședințe de Consiliu, activitățile la UNICEF, precum și alte întâlniri ce au avut loc în sala Cămilului Cultural. Pe lângă activitatea de bibliotecă, răspunde Muzeul și Cămin, unde funcționează clubul pentru tenis și șah. Deci, cum a spus, întreținerea și curățenia acestora, inclusiv aprinderea și întreținerea focului în sezonul rece. Ca bibliotecar am participat la toate întâlnirile trimestriale profesionale ale bibliotecarilor, organizate la Biblioteca Municipală Unești și Biblioteca Județeană Bacău. În anul 2017, în colaborare cu cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Bogdănești, propun continuarea proiectului educațional cu activități și evenimente culturale importante specifice anului 2017. Mulțumesc. Este o coincidență fericită faptul că raportul asupra activității desfășurate la bibliotecă se desfășoară în această săptămână, care este, toată știm, Săptămâna Națională a Bibliotecarilor. Acum am audiat din raportul doamnei, lumea ei și-a desfășurat activitatea pe mai multe planuri. Atât cadrul bibliotecii la activități cu cartea, activitățile cu calculatoarele pe internet, activitatea la clubul care funcționează aici, în cadrul casei comune și activitatea la Muzeul Etnografic. În măsura în care știm că în momentul de față elevii și în general tineretul nu prea mai citește, este de lăudat faptul că doamna bibliotecară a reușit să atragă un număr important de persoane, de elevi, atât din cadrul școlii gimnaziale, din sat, elevi ai liceelor din municipiul Onești, și a desfășurat și multe activități. De asemenea, este lăudat faptul că în fondul de carte a bibliotecii s-a mărit în această perioadă, atât prin donații, cum spunea Dumnezeu, cât și prin achiziționarea de volume cu fondul bugetului local. Ce să zic, în legătură cu celelalte activități și proiecte pe care Dumnezeu le-a desfășurat, atât cadrul bibliotecii, cât și la școală, cu elevii școlii și cu noi cadrele didactice, cred că au fost activități interesante, frumoase, instructive, educative pentru copii. Poate că ar fi de dorit să se desfășoare activitate mai bogată și în cadrul Muzeului Etnografic. Se înființeze, poate, un cerc de eu știu, de artă populară, dar în măsura posibilităților, știu că s-a mai discutat acest lucru și întotdeauna ne lungim de acea problemă că trebuie materialele costă și... Da, o felicit pe doamna bibliotecară, dacă desfășurată. Și doresc succes în continuare. La o emisiune pe TVR1, 50 de minute cu Andrei Pleșu și Liceanu, domnul Andrei Pleșu spunea despre cărți că sunt felul oamenilor de a avea bani picalugeri. Plecând de la această reflexie, consider că este o meserie extraordinară să fii bibliotecar, că ai posibilitatea
în momentul în care vii la serviciu, să te detașezi de toate problemele de zi cu zi, să intre, să te transpui într-o altă lume, lumea literaturii, și să mai revii lumea reală atunci când trebuie să te, când să vii programul de lucru și să te întrebi către casă. Într-adevăr, spunem noi că astăzi e adevărat, tinerii nu mai citesc, dar concurența acestei biblioteci tradiționale îi face biblioteca virtuală. E foarte simplu de a intra pe raftul bibliotecii online, de a da click și a deschide cartea. Dar există și aici un dar. Ca să găsești o informație de calitate pe internet, trebuie să ai o pregătire tradițională, zic eu. Și cred că niciodată cartea digitală nu va înlocui cartea tradițională. Să zicem că vreau să citesc, să dau un exemplu, să-l citesc pe Proust în forma tradițională, este una să-l citesc în forma tradițională și una să-l citesc pe ecran. Zic eu că menirea dumneavoastră este una nobilă și anume de a sădi în sufletul celor care vă trec pragul la bibliotecă dragostea pentru lectură. Eu nu pot decât să vă doresc în acest succes, în această misiune, de a aduce cartea aproape de sufletul copilului. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă mai e, domnul Bradu, am înțeles că nu. Nu e de-a voie. Am mai participat la ședințe de analiză acestei activități foarte interesante. La un moment dat era foarte supărat pe doamna bibliotecară. Pentru că de-aia e ediția. Am reflectat foarte mult, dacă nu am greșit la momentul respectiv. Și ce aș putea să facă în mod real, ce am putea face noi prezenți aici, ca să remediem lucrurile care, la urmă urmei, acum după momentul respectiv, după trecerea timpului, e venit cam altă perspectivă a lucrurilor. Și aș porni de la câteva considerente care trebuie precizate, pot constitui împreună un sistem de referință, pot constitui aceste considerente împreună o platformă care ne-ar ajuta, ne-ar permite să rămânem optimiști. Biblioteca comunală, în cazul de față, și biblioteca școlară este o instituție de cultură, este o instituție publică de cultură. Deci o și analizăm, că este finanțată de bugetul comunității. A fost la prima audiție materială. N-am vrut să îmi asum emoții suplimentare, probabil eram ocupat de partea interioară existente mele cu alte priorități, cu alte câmpuri. Sau, îmi cer scuze că n-am vrea să înțeleagă că acest material de la Ordinea de Zile este important. Pur și simplu mi-a fost teamă că n-o să găsesc cele mai elocvente considerații, nu s-o pot ajuta foarte mult, cum nu mă pot ajuta nici pe mine. Fiecare ne punem întrebări. Biblioteca ține de civilizația cuvântului. Dacă vreți, putem merge departe, dar nu știu cât ne-ar folosi decât să ne ajute să evaluăm situația. Ce înseamnă civilizația cuvântului. Dar, și aici, într-adevăr, pe bună dreptate s-a subliniat faptul că este o mare diferență între o biblioteca virtuală, cuvântul sau formă virtuală,
și cu cuvântul scris, cuvântul prezentat în forma tradițională, vechile civilizații, inclusiv din perspectivă biblică, dacă ne punem problema, au fost cărțile. Nu au fost nici calculatorul, internetul și așa mai departe. Va fi foarte important pentru oameni, pentru cei care lucrează în instituțiile de educație, inclusiv să mai ales școala, mai departe, să gestioneze această problemă a culturii scrise. Pentru că este clar că marea capcană a culturii virtuale. La un moment dat, asta ține de apetența specifică existenței umane de a trăi mai bine. Nu? Într-o formulare simplistă. De a trăi mai comod. Lucruri care, din păcate, se cam amestecă. Dar acest mai bine, de multe ori, trebuie să acceptăm ideea, cel puțin dintr-o perspectivă a evaluării, cum să spun eu, simpliste, această dorință, această apetență de a trăi mai bine, de fapt ne împinge la o existență comodă. Existența comodă înseamnă implicit dependență. Și din această cauză preferăm vizualizarea directă în câmp virtual, preferăm la un dat ce ne se oferă. Da? Deci să ne mai pune noi mintea să gândească, să recepționeze, să reflecteze, să aibă propria evaluare când putem servi la cultură la fast food. Aici este marea diferență și marea capcană. Este o situație, dacă vreți, globală, sistemică și așa mai departe. De ce mi-am dat seama că poate m-am încălzit la momentul respectiv și am lovit în ghilimele în bibliotecară. Sigur, nici acum nu sunt mulțumit, dar probabil vădând lucrurile în altă abordare, nu sunt mulțumit sistemic. Nu sunt mulțumit de felul cum se lucrează cu cartea în școală, cum se lucrează în bibliotecă. Nu sunt mulțumit cum lucrez cu lucruri scris la primărie. Vreți, poate unii sunt și la un anumit vârst sau vin dintr-o altă generație. Eu niciodată nu mi-am prezentat în fața dumneavoastră rapoartele la calculator. Probabil puține primării s-ar putea să fiu unicul. Deci n-am mașină, nu scriu la calculator, dar nici nu prezint un raport la calculator. Uneori mai merg cu un proiect de hotărâre și mai departe. Astea sunt documente autentice. Doamna Pușcaciu are o situație, din punct de vedere oficial, n-am fost singurul ei adversar, da? Împreună i-am mai dat și alte atribuții, episapostul. Într-adevăr, gestionează localul. Dar trebuie, făcând o glumă, să spună cei care se gândează local, să spună doamna directorul, doamna bibliotecar, că ești director de cămin și muzeograf, s-au spus și așa mai departe. Aici este o șansă pentru ea să-și găsească satisfacția. Cred că trebuie o altă abordare. Ea încearcă să facă lucrurile după carte, credeți, să dăm
Cred că e mai important să iei lucrurile ca o, ca o provocare. Dacă iei toate ocazurile, toate comemorările, toate evenimentele de tratez livresc, greșeala asta se întâmplă și la școală și așa mai departe. Adineori, am preluat un posibil pozitiv de la doamna profesoară Grigore. De ce nu-ți faci publicitate cu activitățile pe internet? Că așa te-a pus să faci afiș, de exemplu, e mai complicat, e mai costisitor și așa mai departe. Copiii mai mult merg pe internet, accesează și așa mai departe. Puneți de acord, pentru că este foarte important pentru cel care lucrează cu oameni, să aibă o pregătire didactică. Puneți de acord cu cei care au mai multă experiență în mod firesc, cu cei din școală, cu bibliotecară, cu ai doi consilieri aici și așa mai departe. Tot cu de acord și cu mine, cu cea mai mare plăcere. Dom'le, cum se fac să se intereseze pe copii? Asta înseamnă didactică. Asta e valabil și pentru profesori. Nici toți profesorii nu excelează la capitolul ăsta. Nici eu n-am excelat, am învățat de la altul întotdeauna, așa cum am sunt atent la treburile astea. Ca să poate ajunge să provoci. Asta este foarte important. Ai văzut ca la muzeul pe care l-am apropiat aici. Prin ceea ce am spus, să provocăm, să strânim interesul. Că dacă o iei din perspectiva celor înalți, la propriu și la figurat în cultură, lucrurile devin inaccesibile. Devin inaccesibile și de aici până la deveni plictisitoare. Asta este. Toți am trăit sentimentul ăsta. Cel care de mâna căruia eram naștut să ne capteze interesul, așteptam să termine ora și așa mai departe. Mai jucam. Dar aici pot să faci treabă bună, că noi avem o situație fericită. Avem consilieri de treabă. Și realmente sunt oameni cu experiențe care te pot ajuta. Aici profit de ocazie să lansez o propunere. Am anunțat și la președintele ședinței intenția noastră de a organiza o aniversare, o comemorare pentru eroii care s-au jertfit în anul 1917, chiar și inclusiv pe teritoriul comunității. O să fie ani de la jertfa eroilor pentru libertate și întregirea țării. Sunt materiale la muzeu. Sunt personalități expuse la muzeu. Exact învățătorii. Turcu, Dima, Turcu, Copăt Oficer, pe numă de parte. Pregătește o comunicare în programul ăsta, să trebuie la programul și un simpozion. Probabil vom fi puține din țara asta care organizează un simpozion la nivel rural. Nu pot să știu, dar nu cred că OITUR va face așa ceva. Poate vor face o paradă mai frumoasă americană, este mai ușor de făcut. Dar este foarte important pentru că dacă vedeți unde a plecat administrația modernă în Bogdănești, inclusiv pe linia de bibliotecă publică, de la vechi învățători, Matei, Vasiliu, care au fost și oameni politici. Vasiliu a fost primar în mai multe rânduri, Matei a fost senator. Nu întâmplător îi pomenim mereu, dar sunt prima bibliotecă din Medelor. Ei au fost întemeietori. Asta spune totul. Au fost și oameni care au trăit sacrificiul. Prima nevastă a lui Matei a fost omorâtă de o bombă inamică, exact pe Sfântul Gheorghe, 23 aprilie 1917. Apropo de faptul că n-am fost chiar satelitul Voitudului și așa mai departe. Valea Voitudului a fost o civilizație unică și așa mai departe. Pregătim un simpozion
vreme când am recitit niște cărți care se plăteau de la tema prin coordinat, unul dintre cei mai prezenți cititori ai bibliotecii. Și era împreună cu o echipă, cu doamna Grigore, cu doamna Cătoane, care mai doresc, o să pregătim simpozionul. Am foarte multe oferte, inclusiv de la Muzeul Eroului Necunoscut. Am contactat. Din păcate, nu le folosesc. Dar niște costuri presupune, trebuie să plătești deplasarea materialului, deplasarea muzeografului, de la muzeu, nu știu care, nu mai dau nume, și așa mai departe. Decât să existăm la momentul simpozului numai prin afișaj, care nu are legătură neapărată cu Oitur, cu Bogdanescu, putem face un program foarte bun, un simpozion foarte bun, din cărțile aflate la bibliotecă, care la un moment dat, prin urmă de clasicilor care au fost și combatanți în zonă, vorbeam de Cezar Petrescu, Camil Petrescu, pe mai departe, putem face noi, fără să ne cheltuim resursele financiare pe care încă nu le avem. Avem promisiuni și așa mai departe. Și putem face figurează distinct în programul manifestărilor din ziua de sâmbătă, 29 iulie, simpozionul organizat aici. Și mai repet cu această ocazie, invitația de a vă gândi, în primul rând, cei care, cum să spun, au fost trimiși aici de alegători, la doamne consilier. Dacă ați mai reflectat, poate să mai reflectați, găsiți-vă util, vă spunați și programul și așa mai departe. Eu îți respect la fel de mult, pe consilierul sau pe viceprimarul, dar că avem numai un singur viceprimar, nu? Care o să mă ajute, domnule, să mă asigure printr-o echipă, cu cei de la altul social, cu alții, curățenia în timp real. Îi mulțumesc la fel de mult cu cel care o să participe la simpozion și așa mai departe. Fiecare poate cu el și lucrăm pentru comunitate, lucrați și pentru viitorul dumneavoastră politic, pentru că sunteți tine și noi trebuie să mergem mai departe. Într-adevăr, poți analiza activitatea bibliotecii sau activitatea bibliotecarului. Cu atât mai mult aici se potrivește sintagma independentă de sistem. Dar fiecare la locul lui, zic-o, poate, nu neapărat că este dator. Spune cam sentențios așa, dar poate să-și propună abordarea lucrurilor ca o provocare, deci poate să spargă blocajele, poate să aducă ceva nou. În fond, dacă înseamnă bunăvoință, știu că este capabilă. Mă cunosc pe doamna Pustată de la școală. Știu că poate. Deci nu m-aș porta discuția asta fără această convingere. Și în fond avem datoria să încercăm, indiferent unde lucrăm. Pentru că întoarcerea la cultura scrisă, nu neapărat poate întoarce, poate sună prea dur așa. Dar trebuie să vedem ca acest decalaj să nu evolueze mai mult decât este necesar. Este necesar, într-adevăr, cultura virtuală. Pentru că în momentul când debalansarea va fi foarte puternică, Doamne ferește, să nu devină iremediabil, pentru că atunci pierdem ceva din esența omului, care nu este colorat,
nu este la modă, și nu trebuie să fie la modă, dar care înseamnă umanitatea. Asta trebuie să avem în vedere. Cultura scrisă întotdeauna, dacă vreți, dincolo de alte acțiuni, cultura scrisă l-a făcut omul, l-a făcut să evolueze. Atât. Mulțumesc. Poate am fost cam patetic. Solicitări, două dintre ele le-ați avut la MAFA, ieri ședința pe comisii, dar eu să le dau citire la toate trei. Așa, deci, o solicitare de la SC Interagul Alimentările cu sediul în sat Filipești, comuna București de Bacău, reprezentată prin domnul Șerban Lucian Nicolae, în calitate de director general. Așa, având în vedere prevederea articolul 460.2 din Codul Fiscal, și anume pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul sau taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3% inclusiv asupra valorii impozabile a clădirii. Aici este citat din Codul Fiscal. Multitudinea de probleme cu care se confruntă agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza Comunei Bogdănești, faptul că bunurile proprietatea subscrise aparte pe raza Comunei Zorleni, după cum știți dumneavoastră, domnul Șerban a mai depus o solicitare în sensul ăsta și anul trecut, sunt impozitate cu cota minimă prevăzută de codul fiscal respectiv 0,2%, și faptul că prin articolul 7 din hotărârea Consiliului Local privind nivelurile și pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzii aplicabile în anul fiscal 2017, s-a stabilit ca această cotă să fie cea maximă prevăzută de codul fiscal, restul adoptării cotei minime de 0,2%, în caz contrar ne vedem obligați de a lua decizia de mutare a sediilor fiscale tuturor societăților din grupul Șerban pe raza altei primării. În condițiile în care nu veți da curs prezentei solicitări, vom promova acțiune în anularea HCL-ului, HCL pe care o considerăm nelegală și semnează directorul general. Eu n-aș spune că este nelegală, pentru că și cota de 1,3% este prevăzută în codul fiscal, ce-i drept la nivel maxim, dar, mă rog, asta este solicitarea dumneavoastră. Urmează ca dumneavoastră să analizați solicitarea asta și, eventual, dacă aveți cumva un punct de vedere sau o propunere pentru ședința următoare. Da, trebuie pentru ședința următoare. Da. N-aveți curaj unui punct de vedere, au luat la cunoștinte ieri. Da, mă gândeam în sensul inițierii unui proiect de hotărâre. Da. Care se dea cu solicitări. Asta mă gândeam. Punctul de vedere, în sensul ăsta mă gândeam la punctul de vedere. Proiect de hotărâre în ce fel? Să schimbăm regula în timpul jocului? Schimbăm dacă și impozitele în timpul jocului? Eu am zis dacă omul primi... Nu, chiar o discuție, eu n-am de preconceput. Chiar simpatizez familia Șerban, că orice ne-a reușit. Familia Șerban înseamnă foarte mult în comunitate. Locuri de muncă acolo. Au reușit unii, alții n-au reușit. Și scuțit. Nu curăț pe nimeni, nu cu vorba cum am mai gândit adus de anul trecut, să nu aș parte, că nu știți ce atitudine la de primară, de comunitate. În sfârșit, să trebuie. Până mai văd de primară, poate să curăț pe mine și eu supăr pe el. Asta e important, că timp să o uite. După domnul primar, domnilor și domnilor, anul trecut, nu cumva ne-am întâmpinat cu aceeași problemă? Da, dar după ce se face un proiect de buget, îți face o situație economică și financiară, cu cheltuieli, cu venituri, vii cu o adresă ca să o schimbi în
în bună am făcut tot de timp de reflecție. Dacă am auzit o de la anul trecut, avem aproape un an că era aici de aici. Da? Deci, în modul normal, eu sunt cu modul de Eu personal consider tardivă această adresă. Se poate lua în calcul pentru un an fiscal următor, pentru un buget care... Bine, așa am zis și am făcut așa de corect. Asta vreau să spun eu. Da. Dar să licitez dacă ați fost anul trecut. Da. Doamna consilier juridic a făcut o analiză cam ce câștigăm sau ce pierdem de la banața respectivă? E bine să ne amintim că așa am zis și am făcut ce. Dar... din punctul meu de vedere, chiar m-am preocupat. Am mai avut discuții, nu numai cu domnul lucru. Da, da. Eu ne fac cam de lună de vedere. Dar eu nu știu de când am făcut chiar mine, dacă vă amintiți. Că nu am mai indexat din poze de sutate, nu? Da. Vreau să credeam pe tot până au fost majorat. Am zis că e suficient deocamdată. De ce? Pentru că eram într-o involuție, cel puțin teoretic, șocam. O vorbă la un budget de 7 de miliarde și puteam încheta, am dat în asta de acolo. Cât budget am avut foarte mult, dar de la Piraș. Da, dar cu banii de la PNR. Și a lăsa chiar la voia întâmplării secțiunea de dezvoltare. Asta așteaptă lumea. Mi se părea mai, cum se spune, prea ușoasă această tachetă. Am zis, dom'le, anul ăsta, când am arătat bugetul, l-am explicitat. Nu mai majorăm, vedem ce se întâmplă. Am mai avut o discuție cu Daniel Toman. Păi doar e coda asta trebuie să e pentru construcție, nu? Coda asta de... Da, 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 da. Deci, despre asta discutăm. Da. Pentru clădire, de amintesc, nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, impozitul sarcă pe clădire se calculează în aplicarea cotei între 0,2 și 1,3. Iar spunicul ar trebui în altă rând. Bine. De altă parte, iau ceea ce se întâmplă domnul secretar. Mai întâi arată cotele pregătite în cotul fiscal între 0,2 și 1,3. Păi noi n-am depășit de 1,3. Atunci de ce nu e spatea pe anul în stantă? De ce consider nelegal? Deci am mers la altă, am zis că trebuie să mai facem și ceva în completare. Că așa, sau să iau salarii, și am cu vinovată în indemnizare, sau mai ceva. Nu cred că va fi onorabil. Ba, deloc, onorabil. Vreau să plăiești în mod mare de evaluare, pentru că știați ce se trebuie care e făcut ceva. Nu vă spun nouă de trei. În același timp, sunt preocupat și cred că nu trebuie să fim până la preocupat. Nu am avut o discuție pe care am o discuție și cu domnul Cercan. Repet, eu apreciez foarte mult că am mers în bancă, ei au reușit acolo unii oameni foarte reușit. Bine, nu trebuie să reușească toată lumea la un joc la alte dată, dar am dat în copiii personală de-a lor. Acum, eu am pus o rezoluție intern, s-a dovadă tot la prosupar, pentru doamna Evnica, care răspunde la compartimentul modalitate de relevare de mință. În primul rând, am nevoie de un act de informare, care nu l-am pregătit.
Că dacă știa, atunci nu trebuie să fiscală în societăților, noi primim din impozitul pe venit, impozitul pe care plătesc ambalaj, primim o cotă-parte. Bine. Și aici trebuie evaluat o corecție, toată. Dacă nu mai întreb bani din impozitul pe salariu, cum mai n-am luat bani? Iar ce spune să iei plătirea lor în curajă? Clădirea e una. E vorba de mașini și astea, dar credeți că la București e mai mici? Clădirea îți aduce valoare impozabilă. Dar dacă el își pune sedii societății, care este o construcție virtuală, în hârtie, în ambele, el poate să-ți mută sedii și o păcute înțeleg. Aici trebuie, într-adevăr, dus până la capăt, analizează departamentul contabil, dar nu chiar de lucru să reformeze pe domnul Marinaț. Într-adevăr, trebuie să cumpănim dreptul lui la un moment dat să ne răsplătească în ghilimele lipsa noastră de bunăvoie. Acum, se spune că ne-am putea permite pe o evoluție fiscală următoare, spune anul următor, dacă iese finanțarea pentru investiții din programul Ministerului de Dezvoltare, am putea compensa. Am zis să lăsăm lucrurile. I-am explicat lui Daniel Vitelu și am înțeles treaba. Vedem cum evoluează venitul anul acesta și putem discuta, într-adevăr, în perioada de pregătire a bugetului. Deci, ceva am făcut pentru agenții economice. N-am mai majorat impozitele și taxele. Se zice că uneori este bine, mai ales într-o situație în care se află venitele comune, e să procedăm de manieră precaută tot. Dacă o să ne iasă finanțarea pentru proiectul major al comunității, etapa de canalizare, vedem cum evoluează și venitul anul acesta, sigur o să avem o bază reală de reflecție în favoarea lor. Probabil nu o să ne putem permite, probabil, să coborâm la 0,2, dar orice procent diminuat va fi și în ajutorul lor și pentru onorabilitatea noastră. Atât, mulțumesc. Dacă aveți alte puncte în vedere, poate aveți alte soluții. Personal, am zis să vă mulțumesc dacă vedeți lucrurile altfel, să fie bine și pentru ambele entități. Sigur, tot o soluție de echilibru înseamnă că mai puteți respecta. Asta spuneam și noi. Da! Aveți vreo inițiativă în sensul ăsta? Da, e posibil pentru ședința următoare? La o concluzie firească, că nu putem schimba hotărârea privind taxe și impozite, pentru că tot programul de investiții și tot bugetul e fundamentat pe ceea ce avem, pe hotărârea privind taxe și impozite. Da. O altă solicitare adresată Consiliului Local, înregistrată sub numărul 1885 din 25 aprilie 2017, subsemnata Bordeanu Vreda, care este și prezentă de față, cu locuința în Comuna Bogdănești, strada Tărpou, domiciliul Mărginiști, vă rog să mă sprijiniți în rezolvarea unei probleme care a fost adusă la cunoștința domnului primar, dar care a rămas nesoluționată prin motiv că pe terenul de proprietate privată nu se pot face investiții. În punctul numit Bulgărie dețin o suprafață de teren pe care, de câțiva ani buni, nu mai pot cultiva nimic, datorită faptului că surplusul de apă ce vine de la izvorul din Amontel îl inundă în permanență. Acest lucru nu se întâmpla înainte de captarea izvorului de către cei de la fabrica de confecții. Terenul stă, practic, nefolosit, neputând fi arat și cultivat nimic pe el din cauza excesului de umiditate. Același lucru se întâmplă și pe terenul vecinului meu, moștenitor al defunctului Vlad Zoiță. Vă rog, dacă este posibil, să ne sprijiniți în rezolvarea acestei probleme. Deci e adresată Consiliului Local, în
mine s-a pierdut încrederea. A văzut cu ultima speranță să întrez în urmări. Dacă aveți soluții legale, eu mă bucur. Da, cu privire la acest aspect, dacă vă puteți exprima un punct de vedere sau rămâne în studiu, în analiză și urmează ca doamna să primească un răspuns înscris în termenul prevăzut de lege. De 3 ani de zile nu pot să lucrez jumătate de teren. Nu știu ce se întâmplă. Eu vreau să nu mai dau drumul la apă pe terenul meu. Există drum comunal care nu are scurgere. Propun, de unde vine apa, să se facă comutarea să ducă pe la Marea Veche. Asta este. Cer anchetă la fața locului. Mai mult de atât, eu am încercat o fel. Nu se poate. Păi eu, ca să fac un șans, exact cum s-a făcut la mine, în Slobozie, unde toți fac curățenie, eu. Am făcut curățenie și am strâns în biserică, toate cele de acolo. Așa s-a putea face și aici. Un șans mic, petruit, care să meargă apă până la Marea Veche. Vă mulțumesc pentru asta. Domnul Grigore, cunoști problema. Ce părere ai? Pot să-mi spun și eu părere. Asta ca între bărbați nu mi facem de rușine. Problema e preocupător. Șansul este de an și an. Șansul nu a făcut voi. Șansul... De când ați cumpărat dumneavoastră terenul, era șansul la mulți. Scurgerea. Era scurgerea de altă. Și noi ce să-i facem acum? Să facem să-l dăm pe drumul nostru? Nu, asta nu e bun, ceea ce spune. Adică, dacă a avut consilieri cu așteptenții, încă sunt consilieri comuni și îl reprezintă comuna, să fie la fața locului și l-ați venit el anterior. Cred că nu sunt de la fața. Păi și primăria Bucureștiului ce este vinovată? Să facem șanț. Dar șanț? La primăria Bucureștiului nu face șanțuri la proprietăți. Dumneavoastră vă îngrijiți să vă faceți șanțul și atâta tot. Șanțul este făcut. E bine că e făcut. Și atunci de ce să inunde? Da. Doamnă, prea de partea ați ajuns. Dumneavoastră să facem noi șanț. Să facem alt șanț. Ăla e terenul. Ascultați, vă rog. Ăla este terenul. Îl gestionați și îl aveți cum trebuie. Nu primăria vine să vă facă dumneavoastră taluzare sau ce trebuie să vă facă. Dacă nu se poate, este simplu.
Terenul este sub cota căilor de acces. Inclusiv este sub cota drumului pe care îl învogă. Eu nu știu, a făcut vreo expertiză, că nu cunoaște noi, ridicări, topo, să așa mai departe. E bună dreptate a arătat domnul Grigore, că m-am întrebat înainte de a veni să mă amenin, să mă ajuri cu amenin. Probabil că domnul Grigore n-a scăpat. Cineva din familia doamnei Bozeanovă, ei ne-au catalicit să-și curăță șanță. După ce că acolo terenul mustește pânza, adică tot muntenul cunoaște. Inclusiv acolo că sunt izvoarele în zona trotelor care conduc apa inclusiv la Ceșmea și așa mai departe. Pe vremuri, normal, înainte de a vinde postul morar, Părintul Coșa, dacă nu mai mete terenul către fabrică, acolo era un șant care l-a vândut patronatul italian, probabil era un drenaj mai bun, nu știu. Zona respectivă nu a fost vândut administratorului fabricii de către primărie. Și era o soluție. La un moment dat chiar am testat o soluție, aveam mai multă experiență și poate mai multă încredere în oameni. Ca să dirijăm apa prin anii 2000, de la începutul activității în primărie, pe lângă gard, cineva în paralel cu fostul șansă, la mai departe. Evident, acest lucru nu a convenit administrația bisericii, am fost judecat inclusiv în altar. Nu chiar pe cruce, dar meritam. Și deci am încercat să se mai departe. Satisfacția domnului Grigore. În sfârșit, deci eu nu văd soluții aici posibile. Dar o pot anunța, acum scuzați un pic, o pot anunța pe doamna Dorneanu, că la insistențele voastre s-a făcut canalizarea mai mare la... La coetării. Da, mulțumesc, domnule. Da, s-a făcut, era o producție probabil de 150 și a făcut din 200. Sau dacă, cum se spune, votează Consiliul, îi bagă nu știu ce-a fost să văd Grigore și mai lângă el, pe care am zis vorbit pe șansă. Ca să o luăm în râs, nu e așa ușor. Dar da? Aici să se rezolvă o treabă. Păi cineva trebuie să-i curățe șansul ăla, doamne. Șansul este curățat, domnul primar. Dacă este curățat, înseamnă să confirm cea mai sus aici. Terenul este sub cota drumului. Nu are continuitate. Adică dacă n-ați cumpărat terenul, n-ați văzut și cumpărat. Nu era așa, domnul primar. Nu era așa. Dar eu nu mai dau drumul la drumul. Activitatea în orice administrată locală se desfășoară în temeiul legislației. Exact cum ați spus, aici ați spus corect, vă mulțumesc, nu putem executa lucrări din bani puși pe un teren privat. Nu, pare rău, chiar în sinceră, pare rău. Vedeți că sunt detașați din partea politică a lucrurilor, dar nu putem. Lasă-ți, eu cer aici. Sunt toți pasiile care vă rog, nu știu, de semnare și cum e de. Probabil că domnul consilier o să vă analizeze dintr-o situare și să vă formuleze. Dar eu întotdeauna sunt solidar cu consilierii de la urmă. Pentru că și ei sunt solidari cu mine și împreună formăm administrație. Nu solicitați lucruri fără temei legale. Sunt și lucruri pe care nu mai putem rezolva și singur. Și eu îmi curăț șantul din fața casei. Sau când m-au inundat, mi-am curățat șantul și am plătit pentru asta. N-am acceptat să vedeți la primărie. Domnul primar, îmi cer scuze, eu am strâns un bunaie care nu sunt aparte. Da, sunt eu de toată partea de acolo și n-am unde de răspuns nimic.
Domnul președinte, spuneți, trecem la, sau știu eu, aveți un punct de vedere, sau domnii consilieri au un punct de vedere la invitația. Domnul președinte, a fost adresat de Consiliul Local. Vă rog să uitați că solicitarea este adresată numai Consiliului Local. Dar nu vă zic, eu sunt solicitat și în funcția Consiliului Local, pentru că împreună formăm administrația locală. De mult, dar e vinovat eu. Nu e vinovat. Mă păsați mie. Eu cunosc zona care este acolo. Aici nu se pune problema de nevoie. Doamna nu spune că e vinovat. În afară de primară, nu-i vinovat nimeni. Dar nu, dar la Consiliul Local, ca să identificați o soluție, considerați că este soluție legală pe care eu și cu Grigore, executivul, nu am identificat-o în jos pălărie. Dar noi îi plăsăm în domnul Grigore, nu-i vinovat domnul Grigore. Doamna se referă la șanțul care l-a avut Ion, pot la pe gândatul școlii, pe la cor acolo. Nu, domnul, să adreseze Consiliului Local ca să identifice o soluție pe care noi am văzut-o poate. Doamna are șansă curățată. Doamna se referă de la Lucie Ion Șanțoră, poate la Tora Flore acolo. Pe Chițara se conta. Hai să mai citim o dată. Doamne președinte, voi să iau eu joar în pâna mea. Eu cum o situația de totul așa. Doamna Corneanu, are dreptate. Dar zona cu terenul care îl invocă e zona mlaștinoasă. Acolo se adună apa. Ce să-i facem noi? Și dacă facem așa de ușor, canalizăm, apa se infiltrează. Și zona respectivă tot inundabilă va fi. Nu e prima anchetă care o solicitați dumneavoastră, doamna Bordeanu? Dar s-a făcut, doamna. S-a făcut. Tot respectul pentru dumneavoastră, numai eu am făcut vreo 3 anchete când am fost viceprimar. Asta e ideea. Și credeți că va veni cineva cu folos? Am spus ce am avut de spus. Vă rog frumos să mă scuzați. Va primi un răspuns acasă. Păi mi-a răspuns așa? Așa ce? Nu știu. Eu am încercat. Avem apă în cimitir. Nu se poate îngropa un mort din cauza apei. Și dumneavoastră invocați terenul pe Imoșanț care este... Ce pe tine mai sus? Da. Tocmai! O fabrică un răspuns a dat aici. Întreabă pe ea. Dacă noi dăm la așa, la sâna de pe am încercat nu mai deci, hai să suntem la mamă, înțeles despre ce e. O să primiți răspuns în scris cu privire la solicitarea dumneavoastră, nu pentru că o să devine. O altă solicitare către Consiliul Local a fost adresată către primarul în funcție, Andrușca Nicolae, și consilierii comunii. Dumneavoastră și pe asta ați avut o la mamă, dar eu trebuie să o citesc. Suveranul stăpân pe propria viață, circumscrisă cu femeia ființă vie, Niculina, femeie beneficiar executor al persoanei decedate inexistente, care are doar caracter fictiv comercial, și scrie aici Dima Niculina și cu CNP-ul, care are adresă la cutia poștală numărul 40, localitatea Bogdan, județul Bacău, doresc să vă dați cunoscut faptul că nici la ora actuală nu ați rezolvat cu molozul ce l-ați lăsat în șanțul din fața porții mele, respectiv pe pământul care, de fapt, îmi aparține, pe care voi, statul român, S.A., l-ați luat cu jaca și ați făcut șoseaua cu semnele comerciale. Când este de făcut curățenie, este în fața casei mele și voi spuneți că eu trebuie să fac curat. Dar dacă e să-mi pun WC-ul în drum, pentru că nu am unde în curte, nu se mai poate, că este al vostru, statul român, bandit. Ca să fim înțeleși odată pentru totdeauna, arătați-mi actele din care rezultă că pământul din fața porții mele este al vostru, e vorba de 200 de metri pătrați, pentru a vedea care din noi trebuie să curețe șanțul, voi, statul român, care se vede că stați, sau eu, ființă vie, ca să mă apuc de treabă și să vă aduc molozul în biroul primăriei.
N-ați specificat în care birou. Că sunt mai multe de asta. De la primirea cererii aveți la dispoziție 10 zile să luați molozul plus pus de voi statul român, ESA, în șanț. Vreau răspuns la cerere și semnează Niculina. Noi, oricum, permite decât să tratăm la modul serios. Nu știu dacă se depinde și condițiile de reciprocitate, dar asta privește pe fiecare. Pentru că mi-este adresată și mie. Și am scris aici, domnul Grigori Gheorghe, rog analizezi și formulare răspund. Precedând cadrul legal, adică cine trebuie să facă curățenie? Dar, dincolo de asta, pe chestii să lucrezeam pe inteligență. Dar și eu. Eu nu puteam să pun domnul Grigore Amolodă. Luați molodă! Da, nu asta e soluția legală. Este cadrul legal care spune, celebră ordonanță 7 și așa mai departe, care spune că fiecare proprietar riveran are obligația să menține curățenie. Din păcate, noi nici măcar nu suntem statul român, suntem administrația locală. Administratorul drumului este altcineva decât noi. Da? El mai pasat, așa mi-a explicat și mi se pare normal, așa. Cei care locuiesc calitate de riveranță își fac curat. Era prestat de înainte și așa mai departe și nu se gândea nimeni. În rest, cele mai considerăm că îi aparțin și probabil că o definez. Așa cum scrie fiecare. Din ce am văzut eu în cererea asta, ca și concluzie, ea vrea să arate faptul că atunci când trebuie să facă curat, este proprietatea ei, iar atunci când vrea să fie proprietar, nu este proprietar statul, deci ceva de genul ăsta. Dar dacă, cu alte cuvinte, domnule, dacă nu sunt eu proprietar acolo, cam de ce să fac eu curățenie? Ceva de genul ăsta, înțeleg eu de aici. Acum, exact, cum spunea și domnul primar, este ordonanță 2. Oare nu are dreptate? Pentru molozul nu l-am pus noi. Am depune de aluziuni și așa mai departe. Acolo este o cameră de decampare, într-adevăr, la subtraversarea existentă. Însă și o solicitare anterioară de reparare mi-a făcut o adresă de la prefectură, de la drumuri. Aici lucrurile sunt discutabile. Administratorul drumului, celebra companie națională, o pasează pe la autorități locale. Asta, normativ, ordonanța 7, despre care discutam, spune că trebuie să luăm măsuri pentru curățenie. Întreținerea se poate realiza și prin curățenie. Acum, întrebarea care era existentă, la un moment dat, de specific curbă, dar nu noi trebuie să reparăm drumul. Totul altceva. Pentru că nu suntem noi administratorul. Dacă cineva la un moment dat vine în control, se poate imputa care le-am utilizat la repararea drumului. Sunt poate care țin de nuanță, dar țin și de felul de a fi a celor care sunt administratorul unui drum național, la urma urmei. Dar rugămintea către domnul Grigori este într-adevăr. Am rezolvat. Domnul Grigori, dacă mai este aici... N-au fost dispuneți? N-au fost dispuneți? Trebuie să-i fie.